Ziua de ieri a început cum nu se poate mai prost pentru campioana României CVM, Tomis Constanța. Votul pozitiv dat de consilierii locale ar fi însemnat gura de oxigen de care avea nevoie CVM Tomis în acest moment. Acest vot favorabil nu a venit însă din cauza faptului că aleșii locali nu s-au prezentat la ședința Consiliului Local Constanța din diferite motive. Acest fapt are, din păcate, un efect de domino pentru echipa constanțeană, care s-a văzut nevoită să se întoarcă din drumul către Turcia, acolo unde trebuia să participe la un puternic turneu amical. Mai mult, din cauza incertitudinii care planează asupra clubului, echipa ar putea rămâne fără o serie de jucători importanți. CVM Tomis are promisiuni din partea primarului interimar al Constanței, Decebal Făgădău, că la următoarea ședință a Consiliului Local, programată marțea viitoare, clubul constanțean va primi cei 1,8 milioane de lei alocați. 13 octombrie ar putea fi însă prea târziu, în contextul în care data limita legitimării jucătorilor atât români cât și străini este 20 octombrie, iar o astfel de procedură necesită câteva zile bune.